Eu filmez, vreau să vadă și domnul ministru, un an și o lună de zile ni se încalcă drepturile mele de a comunica cu copilul. Ori eu nu mă adresez la poliție, eu nu înțeleg care e, care e motivul asta, în ce să faceți să sunt acum un proces verbal, cu potul să fie. Este, eu am hotărâre judecăță, irevocabilă. Noi am venit la chemare, noi documentăm cazul, șeful de post, dacă e de... Domnul Ruslan, eu am un sac de răspunsuri, care este demonstrat pe naistă, uitați-vă. Este asta e hotărârea judecății, asta e lege ori nu? E abuz de copil. Abuz de copil. Și care e problema? Aista, uitați-vă, a doilea hotărâre. Ce am încălcat sora Costi cum se vine asta? Graficul de acolo, eu vă arăt și video am. Eu nu am copilul, unii copilul de ce? Copilul când plânge. Bine, a doilea hotărâre. Irevocabilă. Contravenția. Care e problema că să-i faceți? Da. Care e problema că să-i faceți acum contravenție? O fost numită... Ioan, fata la dânsa era. Fata la dânsa a fost bătută. La mine sunt probe. Că fata la dânsa a fost bătută. A? Gheorghiț Sergei Anatoliu. Care-i problema? Poliția vine la mine un an și o lună, îmi pare că, și nu-i copilul dat în căutare încă. Cine trebuie să dai în căutare? Că e luat dumneavoastră ca agent constatator. Cine trebuie să dai în căutare copilul meu? Copilul dumneavoastră e dat în căutare, dar. Nu, de unii dat, dar de ce dați-mi o probă ceva? Am hotărâri numai, aici și are hotărâri cu poliția de zi, asta nu cu altcineva, în afară de poliție de zi, în aici. A? 010178. Proces? Activat undeva? Nu activez, e că acum de un an și ceva eu lupt să-mi aduc copilul. Și nu știu ce poliția nu vrea să dea să-mi aduc copilul. Că eu l-am crescut copilul ăsta de la 5 luni. Acum un an de zile eu sancționat, conform este hotărârea Curții Supreme. 06 99 66 11 5. Amu așa, dumneavoastră ați chemat poliția, plângere și indicăm în plângere. Proces verbal se face poate să spun, eu am grafic stabilit de lege, care e demonstrat prin hotărârea judecății. Graficul... Prin procesul, soții contravenționale. Da. Soții, fostii soții dumneavoastră, pentru... Pentru un nescundic copil, conform articolul 64 din codul contravențional. Conform articolul 64, uitați-vă, v-am dat și hotărârea. Este hotărârea. Ei dovedit pe judecat că nescundic copilul. Aici în hotărâre este scris că eu plătit. Ei de acord că ascunde copilul. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ascundă. Și la fiecare chemare, când dumneavoastră veniți, trebuie și bântocmit contravenție. Deși eu trebuie să vă învăț pe dumneavoastră lucruri să faceți. Catare și iese, dacă e maritat acum în Italia, asta nu e problema mea. Catare, da, copilul meu, de ce îl ține? Eu nu știu, dar poate și-i scoasă de-am. Eu nu știu, eu de asta nu pot spun. Nu cunosc. Pentru că eu n-am dreptul la asta, pentru că eu sunt cetățean simplu, asta trebuie poliția să bată capul. Adică mă ta e solicitat organ de poliție pentru a întocmi un proces contravențional cu forma articolul 64, codul contravențional. Da, și conform... Evidența fostei dumneavoastră fi Răbacor Feliția, da? Da, dacă mi-a spune copilul. Care este pe acasă de o an sau lună, pe care... Eu nu știu unii, pe eu n-am... Care este pe acasă pe care pe dumneavoastră, da? Nu cred că așa, că dar am smișiune și eu nu știu. Cred că și-a spus orașul, dar eu știu de puțin nu e acolo. Dar asta e numai bănuieli, eu nu știu. Domnul Ciorici odată ne-a dus la asta, frații odată au grăit posta soției pe telefon și el că când s-ar șire voie, șeful de post de la posta soției, zici că
doamna Felice, eu trebuie să fac contravenție, numai decât. Și Catare nu i-a făcut. Articolul 64, da? Da, articolul 64 de codul contravențional, conform acum este articolul 11 și articolul 12 contravenție. Articolul cu contravenția continuă, articolul 12 și contravenția prelungită. Articolul 11 și contravenția continuă, eu pot să aduc și carte. Vă dumneavoastră o aveți, trebuie să aveți Catare. Uitați-vă aici și scrie în hotărâri. Se încalcă articolul 3 din ONU. Eu nu știu, deși poliția până acum nu a dat în căutare. Cine așteaptă? Judecată încă și posibil 10 ani să iasă, dar copilul trebuie imediat adus. Răbacov, Felice, cum e de patat? Anatolie. Uitați-vă, în acest sens, curtea, uitați-vă ce scrie aici în hotărârea asta, tot asta care e obligată. Domnul Ruslan, da. Citiți aici, că nu este hotărârea, e hotărârea judecății din 93. Noi, dar am fost am luat o plângere în bază, e că am indicat atunci hotărârea din data care... Din data din 19, când da. Domnul Bostan m-a lipsit. Vroiesc mă lipsească din drepturile mele. Ați primit răspuns pe cazul dat, atunci am indicat și... Cu... N-am primit încă. Dar ați primit. Eu sper că am dat ieri la spie. Acolo trebuie să vii și am dat la spie și asta tăiat. Și eu sper... Noi am indicăm așa, trebuie să întocmim proces verbal în baza articolului 64 contravențional și în baza articolului 11 și 12, oricum. 11 și 12. Gheorghiță Arina la fiță. Arina, da. Și vârstul de ani din ei? Arina e din 2013. 5-6 jumate. Cum eu n-am acces un an de zile, eu am crescut copilul ăsta atașat de mine. Este, uitați-vă, și am confirmarea lui medic, psiholog, și tot de poliție, de domnul Bosan a fost ascuns confirmarea asta. Eu am avut acces numai în luna noiembrie, dar confirmarea asta, uitați, din ce lună. Și eu nu înțeleg de ce au fost ascuns de mine. Pentru a fi dat în căutare, poți să-ți iei pentru a duci copilul acasă. Da, da. Da, că numai poliția poți să dăie. Judecătorul ne-a spus că n-a să facă nici poliția, trebuie să dăie în primul rând. Și este dovedit că să nu scrie în ea domnul Ciorici cu domnul Bostan că e legal o scos. De la procuror prinesc că e ilegal, de la eu nu știu cine e drept, dar. Dar din cineva din 2-1 nu e drept. La procuror, la domnul Proda, n-am că e ilegal. Am ordonanță, uitați-vă. Și-i dat după competență. Bine, înseamnă că... Ia că ordonanța, dosar penal, că e deschis pe fosta soție. Acum el îmi scrie în atât vreme că copilul l-a scos legal. Nu știu cine, dar nu-i drept procurorul. Asta de ce vin și de la anul. 28 noiembrie, deși până acum e nu-i dat în căutare, nu înțeleg. Dar cum este dosar penal? Dar și are dosarul este penal, poți să-l întindă și 10 ani, dar copilul trebuie să-i bădus. Domnul Ruslan, nu-mi spuneți nici, nu vă dedica să-mi în dosar, copilul și-i bădus și tot. 2018, trebuie scos, e dată și încăută. Noi îți verificăm, dar tot nu-ți verificăm, e că luăm pânzile și eu vă rog frumos, nu trebuie să vă temeți cum domnul Ciorici, o temut de cameră. Pentru că, conform legislației, eu am dreptul, dar asta e protejarea mea. Dumneavoastră sunteți la lucru, n-ați zis la mine, ori eu am venit la dumneavoastră acasă cum ieri cel de serviciu. Dar domnul Chetrare, eu cinstit vă spun, el nu se joacă aici cu legislația. Și el vrea, audiază omul, vrea pune trupca în față și să face dimineață când aude. Eu o să o citesc, dacă îți trebuie ceva să adăugați, dacă nu am înregistrat tot. Rog organele de poliție al Iprofărești să atragă la răspundere conform legislației în vigoare fosta mea soție Răbacov Felice Anatolie, 1993 anul nostru. Locuitoare s-a putinit rău în forest. Ultimii să fie întocmit proces, procedura contravențională în baza articolului 64, codul contravențional al Republicii Moldova, totodată în baza articolului 11 și 12, codul contravențional al Republicii Moldova. Da, și totodată și în căutare dată, să-i bădus, să nu facă abuzul, să termine abuzul, că este hotărâre judecată că abuz. Stați, aici e... Hotărârii judecate. Nu, dacă din aici hotărârii. Asta e hotărârii.
citiți că hotărârea și uitați acolo. Nu, 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 hotărârea e că nu te și de dreptate. Ești în poate și e de aici e. Eu nu înțeleg ce drept are domnul Ciorici ca șef de post să-și are ordonanța de la Felicia. Și ei, șef și ceva, ori trăiești cu un moșneac italian. Înseamnă că se indic și aici că ești abuzat de drepturile părintești. E face abuz. E face abuz. Ești din... abuzat din partea ei. Da, 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 da. Și este o hotărâre. Asta e hotărâre, nu? Abașă și eu am înțeles. Asta e hotărâre, uitați. Din data din 19, când domnul Bostan a încercat să, și pe un clip judecător. Domnul Sergiu. Da. La întrebări depuse mie pot mânca următoare, pentru că eu lucrez pe adresa sus sindicat. Dar de 25-2019 dimineață eu am solicitat organ de poliție pentru a fi întocmit o procedură contravențială cu baza articolului 4 Codul Contravențional al Republicii Moldova, totodată articolul 11 și articolul 12 Codul Contravențional al Republicii Moldova, în privința fostei soții Răbacov Felicia Anatolie, anul nașterii 1903. Care este acordul meu al copilul nostru comun, Gheorghiță Alina, anul nostru 2015, cea pe așa bucurești necunoscut, așa-i? Da. De aceea eu doresc ca organul de poliție să o dea în căutare internațională pe fostă soție Răbăcov Felicia ca să fie găsită și să mă duc copilul acasă. Deci doar ce n-am văzut de o an și o lună. Acestea tot ce pot comunica pe cazul dat. Așa e rezi nevoastră. Da. Explicația a fost scris în cuvinte corect și cum gasul pe deșor de jurnal pentru ce ești de mine. Da, da. Da. Te rog, așa prezintă-mi. Corect, eu n-am nică potrivă, băieți, dar eu sper că așa copilul a dus, conform legislației legii, pentru toți totul. Așteaptă-mă la o secundă. Da, și eu.